Spitalul a fost desființat anul trecut în aprilie. Nici demersurile făcute de autorități și nici protestele localnicilor nu au dus la rezolvarea problemei. Aparatura spitalului stă nefolosită, iar holurile sunt pustii. Este liniște deplină, sumbru chiar, și pentru mine cred că ar fi fost mai bine să nu trec prin această etapă. După ce am avut atâta viață aici, chiar și aceea nu era bine să fie așa de dezvoltată, fiind vorba de oameni bolnavi, dar aceștia își găseau aici alinarea și tratamentul necesar pentru a fi vindecați sau ameliorați. Nu sunt activități lunare, dar în medie 12.000 de lei pe trimestru se duc pe întreținere la spital. Bani pentru conservarea aparaturii existente în spital. Este o aparatură foarte sensibilă care, dacă nu o întreții periodic, se distruge și prin nefolosire. Înainte, urgențele erau tratate pe loc pentru că în spital existau medici pregătiți să acorde îngrijiri pacienților cu probleme. Camera de gardă a fost și ea închisă, așa că pacienții se tratează la Sibiu, numai că aici ajung destul de greu. Au fost cazuri când vin și acum, probabil că unii n-au nici informația necesară, chiar mai vin la camera de gardă și o găsesc închisă. 112, numărul de telefon de urgență, intervine ambulanța din Sibiu, transmite sarcină la ambulanța care există în Ciznădie și transportă pacientul la Sibiu. Oamenii sunt revoltați în continuare pentru că sunt privați de o cameră de gardă care să preia urgențele. La toate problemele la Sibiu, departe. E destul de rău. Pentru populația Ciznădiei e un aspect foarte neplăcut. Deplasările la Sibiu și la tot felul de instituții dăunează pentru populație. E mai ușor să desfințezi ceva decât să înființezi. Nimeni nu înțelege de ce spitalul a fost închis, mai ales că era performant și nu avea datorii, spun medicii.